Bună ziua, dragilor! Astăzi vreau împreună cu voi să pregătesc un coșuleț cu flori. Cu flori și cu lalele. Deci așa arată coșulețul nostru. Uitați-vă ce de frumos arată. Și vreau să-l tai să vă arăt cum este în interior. Încă așa. Ia că așa arată. Uitați-vă ce e de frumos, uitați-vă ce e de umed, eu ador torturile umede, într-adevăr, mie cel mai tare îmi plac torte umede. Uitați-vă ce e de frumos, este cu vișină și este un tort super de gustos. Deci, dați să începem să-l pregătim. Așa, deci pentru tort vom avea nevoie de 300 de grame de vișini. Vișinile sunt făcute cu zahăr, fierte cu zahăr și cu amidon. Pentru un siropare vom avea nevoie de socul de la vișini, că la mine sunt vișini în socul lor. Vom avea nevoie de blatul nostru, care eu l-am despărțit în 4 fiele, și vom avea nevoie de mascarpone de casă, da? Adică de cremă de casă. Deci, dați să începem. Pentru asta, eu o să iau o formă în care am copt biscuitul, pandișpanul, și o voi forma aici. Așa, punem prima foaie și punem și o strângem după, așa, după forma care am copt-o. Așa, să leagă. Așa, acum ce facem? Însiropăm foaia cu soc de vișini. Așa, l-am însiropat. Ce facem acum? Acum punem vișini. Așa. Le înșurăm. Așa, am pus vișinile. Aici, în săculeț, am pus cremă și voi merge așa pe toată suprafața cu cremă. Așa. Așa. Așa, a doua foaie o însiropez pe loc aici. Puteți să nu însiropați, dar eu ador torturile umede. Într-adevăr, eu mor, da, asta eu îl fac pentru mine. Sunt la dietă, dar mâine este 8 martie și eu vreau să mă alint cu tort. Și îl punem deasupra la asta. Așa. Vreau să vă arăt ce fac eu aici. Așa. Apăsăm. Așa. Și adăugăm vișini. La prima foaie am adăugat mai multe vișini, acum mai puține. Așa, iarăși cremă. Așa, punem iarăși o foaie. Uitați-vă, fii de puhăv. Așa. Apăsăm bine. Așa.
Așa. Însiropăm. Așa. Așa, acum punem și ultima foaie. Așa. Vedeți ce tort înaltă să ne se primească. Că am pus multă cremă. Așa. Așa, acum îl învelim în peliculă și îl dăm la frigider pentru o oră, două, ca să fixeze crema noastră, ca el să nu se, când l-am dat cu cremă, da? Așa, eu să-l dau pentru 2 ore, pentru că între timp 2 ore am altă treabă și va fi super. Așa, îl dau la frigider. Așa, deci peste vișinile noastre, la mine vișini sunt din, așa, din bancă, da? Peste ea turnăm 100 de grame de zahăr brun. Așa. Turnăm puțin soc de la ele. Așa. Și fierbem până ce stopește zahărul. Între timp, eu o lingură de amidon. Ia că uitați-vă. Așa. Și turnăm apă rece. Așa. Și amestecăm bine apă rece, pentru că amidonul nu trebuie să îl dizolvăm cu apă fierbinte, pentru că el se face gogoloașe. Așa, s-a topit zahărul, acum adăugăm amidonul. Așa, vișinile noastre sunt gata, le lăsăm să se răcească. Așa, am scos torta din frigider. Ne stăruim să-i desfacem un pic astea și să o scoatem. Așa. Așa. Așa, trecem prin prejur, unde vedeți că e ca aici, vedeți că am pus, o scoatem, că este drept pe margine, și împlem cu cremă. Așa. Așa, aici am cremă de unt. Cremă de unt voi îndrepta deasupra tortul. Așa. Am uns tortul, acum voi încerca să fac un coșuleț prin prejur. Aici am mascarpone și cu culoarea oranj, da? Cu asta voi face.
Așa. E că așa se primește coșulețul nostru. Aici am cremă de unt, e unt cu 200 de grame de unt eu fac și 100 de grame de zahăr pudră. Eu vreau să fac niște flori, eu am făcut flori din pastă de zahăr, dar vreau să fac și din unt. Așa, aici voi pune culori, voi pune așa culoare, oranj. Voi pune rozov, așa, și voi pune roșu. Că roșu pe mântuire trebuie de cumpărat. Așa. Așa am făcut culorile noastre. Acum le vom pune pe peliculă. Așa, am peliculă aici și voi pune primul strat. Așa. Voi pune a doilea. Punem a treilea. Și a patrulea va fi, opa, va fi alb în mijloc. Așa. Acum ce facem? Luăm și le unim. Așa, tăiem capătul și îl punem în sacoșă. Așa. Aici eu am formă așa și am și așa. Cu asta vom încerca să facem. Vreau să iau o farfurie și să încerc dacă se primește ceva. Așa. Da, trebuie de fiecare dată să o ștergem. Așa. Va fi niște lalele frumușele. Iac. Uitați-vă. Acestea sunt
la lele, da? Deci așa. Deci aici am floricele din pastă de zahăr. Le voi pune așa pe margine. Așa. Luăm și punem frunzuliț, tot din pastă de zahăr. Așa facem. Să seamene coșuleț cu flori, da? Poate trebuiește piste o floare, dar nu cred că e bine piste o floare, că e mai bine să fie verde. Așa, a să punem și așa, câte una. Și așa. Așa. Uitați-vă ce frumos primești. Așa, am făcut la mijloc, vom face la lele. Așa, de fiecare dată ștergem ca să primească frumos. Cam aproape gata coșul nostru cu floricele. Uitați-vă chiar și frumos o primi, da? Opa, hopa, hopa. Aici vreau să pun prin prejur la coșuleț niște, așa. Așa. Așa, deci torta noastră este gata. Uitați-vă ce frumos mi s-a primit. Un decor așa simplu și la lelele sunt frumoase. Cred că trebuia mai deschisele să le fac, dar nu-i nimic. S-a primit totul super. Dragii mei, încercați și voi, pentru că la oricine să vă primească, că eu tot sunt începătoare ca voi, eu nu am studii pentru așa ceva, nu sunt cofetar, nu sunt bucătar, asta e pasiunea mea și de aceea vreau să vă spun să încercați și voi că la oricine să primească așa bunătate, da? Și frumos și bun. Asta e tot. Dacă v-a plăcut video, abonați-vă la canalul meu, dați like, dar eu ca întotdeauna vă doresc numai bine. Și vă felicit cu ziua de 8 martie și vă mâniac așa un buchețel, un coșuleț cu flori, nu un buchețel, dar e coșuleț cu flori. Bine, pa, pa!